Nu trebuie să fac asta. Ba da, ba da, ba da, ba da. În seara asta dorm bine. Ca un prunc, eh? Ca un bebeluș. S-au ars astea? Nu, așa e. Nu cred. Ne-au revenit la un nou minunat vlog, car vlog de fapt. Sunt alături de instructorul meu, Doru Soare. Salut, dacă vreți să-l urmăriți pe YouTube, sigur nu-l vedeți acum. Deci e nebunie rău de tot, băieți. Suntem pe o stradă în drum spre Butoiul de Sus. Sus, lângă Dragomirești, pentru cine are habar, cred că nimeni. Ne punem în mișcare? Da, da, hai să-i dăm drum. Da. Mamă, deci mai mult am drag de Grieraș și ăștia. De Grieraș cântă, vezi, și concert frumos. Da, super. Tot e. E super. Mai încolo erau și niște căluți. Ia vezi că tu ai geamul deschis maxim, poți să ridici. Da? Da. De la auto, da? S-au ars astea? Nu, așa e. Nu cred. Pe bune. Păi, da. Ce logică ar avea? Bă, deci pe măcar ăla e luminat? Nu e nimic luminat. Pe bun, la Polo aveam luminat peste tot. Păi aia zic, și la Volkswagen și la Logale găsesc. Da. Deci fii atent ce economia a făcut pe treaba asta, mâncați, mi se pare o prostie. Pe bun. Măcar cu designul să pe bun. Da. Bun. Și acum să descoper că e la mine. Ar fi ceva. What? Bun, mergem, a început să plouă. Nu cred. Da. Pe tot vorbeam noi de ploaie. Așa, noroc să am. Da. Bun, mergem spre oraș, dar atenție pe indicatoare. Corect, corect, corect. A, aici avem stop. Da, ușor, frumos. Până în indicator, nu? În colțul intersecției, dacă avem stop fără marcaj, da? Cam asta ar fi, da? Ne asigurăm și plecăm, nu se mai învârte roata. Încolo unde duce drumul? Nu, și-au făcut ăștia cartier aici pe Izlaz. Da? Hai să ne oprim, că uite, vine din față. Da? Păi și el tot stop are. A, bă, nu, are drum. Cum să aibă stop? Ha. Corect. Fii atent, om. Da. Așa. Unde sunt căluții aia? S-au dus la căsică. Sunt aici noi pe faza lungă să vedem ceva. Faza lungă, corect. Așa. Faza lungă sau faza de drum? Drum. Hai să dăm așa pe temporizare. După că a început păi să câteva picături. Aici plouă. Doar frână ușor, da? Da, 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 știu. Fără ambreiaj, da? Doar frânare, corect. Asta dă câțiva stropi așa să ne sperie. Să ude praful. Corect. Se scutură puțin norul. Da, da, da. Am mai povestit odată. Da, da, corect. Deci mă relaxează la maxim sunetul ăsta de ploaie. Sunetul de ploaie și cu greierașii. Da. Super. E combinație. Ma, e gata, bună. În seara asta bună. Dorm bine. Ca un prunc, eh? Ca un bebeluș. Nu trebuie să fac asta. Ba da, ba da, ba da, ba da, înainte de curbă ai procedat bine, da? Da? Da, sigur. Păi nu micșorezi viteza înainte de viraj ca să poți să intri ușor. Știu, da. Foarte am bine zis, ai procedat. Am nu în curbă, exact. Deci cum nu e. În curbă. Nu în curbă, înainte de viraj micșorăm viteza. Să nu trece de 50. 50, da, merge în regulamentar. Mamă. Deci e. Deci nici o ședință fără ploaie. Ha? Da, deci nu pot să chiar cred așa ceva. Chiar deci, nu mă gândeam și să plouă. Deci fix când nu punem și noi GoPro-uri ilegal. Începe ploaie. Începe ploaie. N-ar nimic, e bine să-i dea și un pic de ploaie. Vezi noaptea cum e și pe ploaie. E mai... No, nu vreau. E mai urât. No. Mai urât. Să mai fie și asfalt din ăla nou. Exact, fără, se vede negru. Fără marcaj e foarte. Să nu cunoști nici drumul, te-ai terminat. Da. Trebuie să mergi foarte încet. Păi nu, că acolo, da, poate dreapta și rămân acolo, nici că mai. El are pe Skoda. Nu e Skoda. Skoda. O, da. Ai văzut aia cu Skoda? Bun, o să mergem la dreapta în următoarea intersecție, da? Mamă, ce morbește ăla. Nu te uita în el la glumă. Sper că nu stăm așa tot drumul. Păi să vedem să nu ne vină din față. Semnal stânga și las încet că vine din față, da. Om avea noi Mazda, da. Las-o ușor, las-o ușor. Semnalul stânga vreau să-l aud ca să fim pregătiți. În spate e ok.
cred că după asta, după nu? După ăla s-ar vedea că n-ar veni nimeni, da? Hai. Așa. Semnal dreapta. Corect. Da, mă, că ai cu ce să te bași, nu? Mamă, ce? Ce? Ai și cu 5, ai și cu 6-le. Că suntem la drum. Așa. Poți să dai pe lungă. Nu, pe iarne, faza lungă, da? Uite, exact ce ziceam mai devreme, dacă îl prinzi pe ăla din față, de la aproximativ 100 de metri, trebuie să dai pe scurtă, da? Da. De și 6-le. De exemplu, aveam pol pe polo, îți explic de ce am avut înainte. Păi aveam 1, 2, treapta 5, o dădeam undeva peste 70, că n-avea, nu mergea sub 70. Era motorină? Era subturată, nu, tu benzină. Da? Da. Dar era motorul mai mic. Cum ți se pare noaptea? Super obositor. E nasol, dacă n-ai nici experiență, la drum lung te obosește foarte rău. Te vezi, pe la noi nu plouă pe aici. Da. Poluare. Poluare, frate. Mergem, intrăm în sens și părăsim pe a doua ieșire. A, pe a doua? Da. A doua. Prima ieșire acolo. Poți să dau, da? Sigur. Corect. S-a băgat asta? Nu s-a băgat, nu, nu, nu. Te uiți foarte bine, da, în oglindă, da? Așa. Perfect. E bine, e bine. Corect. Te acum poți să-ți iei banda 1, că e liberă. Corect. E prea mișto, efectiv. Mișto, interesant. Interesant, în noaptea. Da. Nu, aici semnalul dreapta direct. A, da? Dreapta direct? Da. A, e prima ieșire. Da? Acum iei măsuri cu stânga, asigurare. Au. Hai cu unul, hai cu unul. Ce dron i-am luat? Mi-ai oprit-o mult. Da, a, așa, te cred că... Așa, cu unul, corect. O oprești mult cu treapta 1. Ușor, că avem niște treceri pe aici, periculoase. Deci... Asta noaptea e cel mai rău la treceri, pentru că nu prea ai vizibilitate. Deci e mai complicat cu pietonii. Deci haide, haide, haide. Dă-i treapta următoare, da? Cred că te-o fi ce asta. Abar n-am, 10 și ceva. 10 jumate. 11. Nu, e 10 jumate. 10, 22, 36. 36, da. Ce wallpaper cu turnul chindiei? Eu mă așteptam un wallpaper cu nevastă sau un wallpaper cu copii. Nu, e cu copii, mă. A, da? A, păi n-am văzut. Tu n-ai văzut, da? M-am uitat cu în turnul sus. Chindiei și cu copii. Am... 2, 2, 2, că ai redus-o mult, 2. Bun. Nu mai accelera așa tare. Uite-l ce faci, îl vezi cum trece? Da, am văzut. Hai, mai departe, treapta următoare. Am plimbat și pe seara asta. Da, ți-ai făcut plăcerea, vezi? Da. I-am dat puțin șoc acolo, nu? I-ai dat o leacă, că te-ai grăbit la ambreiaj. Doar de dreapta, da. Da. Păstrează banda. Nu are nimic, nu, absolut nimic nu are. E bine să folosești semnalul. Uite, n-am fost și un parc aici, o fi frumos. Da, e super mișto. Da, frumos, am venit eu odată de la liceu. Da? Mai ales cred că noaptea ieși. Păi uite, luminițe are, frumos, frumos. Trebuie și la mall aici. Cred că e acum. Schimbăm treapta. Cred că e acum. Acum ajung acasă, mă îmbrac și eu mai bine, mi-am un hanorac ceva. E frumos, frumos. Și e super. Uite, mall-ul nu l-am mai văzut noaptea de multe. Uite ce frumos e lumina. Bă, roz așa. A, rozaliu. Nu mai mișto așa pe roz. E rozaliu. E mov, mă, e violet așa, nu știu. Super. Si. Si. Mă, nu pot să cred că la ora asta au ăștia autobuzele, cum? Eu, uite, complexul de natație Dedeman. Uita și de treapta 2. Și un, a,
Nu-i mergi semnal prost, de ieșire. Măcar de ieșire să dăm. Corect. 6 puncte. Corect. Mergi corect. Mai prost. Da. Și cred că putem să luăm banda din stânga, da, nu? Da, da, stânga. Mă, deci chiar mi-a plăcut ieșirea. Super, da. A fost ce trebuie. Păi dacă mea... intram în pădure, ce făceam? Nu mai e? Nu mai aveai cu cine? Nu mai aveam cu cine să mai mergă? Da. De ce mă să vezi ce frumos se vede noaptea? Pădure. În pădure? E păi cam creepy. Că nu se da. Vede. Vezi niște girofaruri. Hai să ieșim pe banda 1 de aici. Cred că e de la... Ia uzi, a început. Ce culoare? E albastră, e de la jandar ceva. Sau MAPN. Da, dă-i semnalul frumos. Așa. Corect. Poliția militară. De la armată. E ultimul? Wow, ce tare! Ce care da, acolo? Nu știu. De uite, ăla n-are voie. E, n-are voie. Nu? Ha, dă-i să meargă, că s-au dus de mult. O băgăm la... sau? Da, bag-ul la Peco, păi n-avem unde să o mai băgăm, că nu n-avem cum să facem stânga. Dar mi-e milă de mașină, că sunt drumurile alea. Păi fiate, nu băga pe Peco, intrăm direct acolo, la dreapta. Dar pe străduța aia de unde aia... plecam noi. Aici e un canal, îl știu. Ce bună a fost asta. Și mai era unul pe aici, dar trecem pe lângă sau pe el. A, l-ai luat. L-am luat. Da, n-avea cum să nu-l iei.